Darius și Ciprian sunt doi băieți care au trecut printr-o adevărată dramă. Viața i-a maturizat înainte de vreme. Cei doi băieți, unul de 14 ani, iar celălalt de 15, din localitatea Pria, nu vor mai simți niciodată dragostea de mamă. În urmă cu 3 ani, persoana care i-a adus pe lume a decis subit să-și pună capăt zilelor. Au rămas doar cu tatăl lor, distrus și el de faptul că soția lui nu mai este. Se știau încă din copilărie și credeau că le este sortit să fie împreună, dat fiind faptul că amândoi purtau același nume, Liviu și Livia. Ne-am cunoscut, practic eram de copii mici. Când a fost de vreo 3 ani, 4 ani, bunica ei stă mai sus cu câteva sute de metri. Copiii ne jucam aici până curte și așa. Nu ne-am mai întâlnit după aia până pe la vreo 15-16 ani. După aia ne-am întâlnit, ea e normal, e din Jebel, acolo s-a născut. Și au venit aici, au venit în Ardeal, au venit la bunica sa, fiind aici unde e casa acum, casa unde, cu care am construit-o împreună, au venit cu bunica sa. Aici mă tăjucam. Eram la concursuri de astea, cu fotbal, cu școala, cu... O venit, atunci am văzut-o prima, am văzut-o după, când eram mici, atunci și... Când o venit, am rămas, am discutat de două, trei ori, după aia ne-am întâlnit, era atunci, cum zicem noi, baluri, discoteci. Ne întâlneam pe sate, mergem. Și în vacanță vine vara, vara vine în timpul... Vine aici, la bunica sa, și după aia am rămas prieteni, am rămas 2 ani de zile și la 18 ani ne-am căsătorit. Pentru a le oferi un trai mai bun copiilor și pentru a putea avea o casă doar a lor, Liviu a hotărât să meargă la muncă în străinătate. A fost plecat prin Spania, Austria, mergea oriunde doar să facă mai mulți bani. După plecarea lui Liviu, Livia s-a hotărât să meargă și ea printre străini, cu același scop. Cei doi soți nu știau că străinătatea sau că dorința de a oferi un trai mai bun copiilor îi va putea despărți. Așa s-a și întâmplat. Cu trecerea timpului, relația dintre Liviu și Livia s-a răcit. Au fost chiar pe punctul de a se despărți. Livia nu mai dorea să se întoarcă acasă la copii, la soțul său, la familie. În tot acest timp în care cei doi au fost plecați, au trimis bani acasă și au reușit să ridice o căsuță pentru cei doi băieți. Acum aveau bani, dar nu mai aveau fericire. Liviu s-a întors acasă, unde a încercat să repare lucrurile între el și soție. Într-un final a și reușit. Cei doi soți formau acum din nou o familie, însă nu pentru mult timp. Când se pregăteau de mutarea în casa cea nouă, Liviu a trăit cel mai cumplit coșmar al vieții sale și a găsit soția fără suflare în podul casei. A venit, taică-miu era la vale cu copiii. Copiii erau în pat, taică-miu mânca. Am întrebat, da, fac, unde e Livia? Copiii mi-au răspuns, face, nu știu, face probabil la tanti Mariana. Aveam o vecină cu care stătea tot timpul la cafea. Nu mai ies. Am venit, am văzut ușa deschisă. Aici, la unde stăm acum, la casa nouă. Am văzut ușa deschisă. Am intrat cu copiii. Am zis că ei, cum a stat, nu-i duminica. La mine mi-a fost de regulă, la mine curățenie. Cam să fie curat, unde e asta, mi-a plăcut întotdeauna curățenie și asta. După cât s-a putut posibil, la limita. Am venit cu copiii, am venit sus, am zis că te Cipri adu mătura, cam cum a stat duminica. Nu, a fost un pic de vraiște, paturi de asta, deranjat de pe aici. Am lăsat unde urcă scările sus la mansardă. Acolo ai pus niște polistiren, am fost închis. Când am văzut odată, am văzut o scară, scara dublă. Practic, nu avea ce cota în casă. Am văzut scara dublă și deschis, tras polistirenul lateral. Atunci m-am urcat pe scară. M-am urcat că să trag polistirenul, practic, să-l închid. Când l-am văzut deschis, am zis ce-o căutat ăștia în podul casei, că practic nu era nimica sus. M-am urcat pe scară și când m-am urcat să trag polistirenul, mi-am zăpat tot într-o parte. M-am uitat în partea
partea de vest. Am văzut-o pe ea. Și am zis că te fac, ce faci în pod? Ce cauți acolo? Fac, nu ne auzi, fac eu cu copiii în casă, jos și ăsta, fac, te strigăm pe aici și ăsta, fac, tu ce faci? Nu m-am uitat, a fost un BCA, e de 14 pe, cât are? 14 pe 30, pe 25, BCA-ul ăla. Și-a pus BCA-ul ăla sub picioare, împins. Am găsit-o cu mână, băgată la lațul de la gât. Familia Gaga era distrusă. Liviu nu își găsea puterea de a merge mai departe și de a fi un sprijin pentru cei doi fii ai săi. Cu ajutorul bunicilor, cei doi băieți au reușit să găsească puterea de a merge mai departe. Ciprian, băiatul cel mare, este acum la liceu în Zalău. Sunt la Voivodgelă. Ne spunea ea dineori că ai vrut să dai la producție media. De ce? Pentru că îmi place, cu asta mă ocup în aproape restul zilei de când vin de la școală. De cameră, de ce mai exact? Pagini HTML, mai mult, și JavaScript. Mezinul familiei și cel mai răsfățat este Darius, despre care toată lumea are doar cuvinte de laudă. Învață foarte bine și îi place matematica. Ce materie îți place ție cel mai mult? Matematica. Doar matematica? Și engleza. Și engleza. Ce vrei tu să te faci când vei fi mare? Inginer. După 2 ani de suferință, Liviu avea să o întâlnească pe Nicoleta. Cei doi s-au cunoscut la fabrica la care lucrau și de atunci între ei s-a legat o relație de prietenie, care s-a transformat apoi în dragoste. Cei doi sunt acum o familie, locuiesc împreună cu cei 4 copii, deoarece și Nicoleta are 2 copii, un băiat și o fetiță. Sunt fericiți, chiar dacă situația materială precară îi împiedică să le ofere celor 4 copii traiul pe care îl merită. Nicoleta și Liviu nu au niciun venit, nu lucrează nicăieri, trăiesc doar din alocațiile copiilor și singurul lor sprijin sunt acum părinții lor, care îi mai ajută cu ce pot.